bună! Suntem la o expoziție a jucăriilor anilor 70, 80 și 90. În acești ani memorabili și nostalgici ne aducem aminte de jucăriile noastre. Acest leu îl am și eu. Acest elefanțel m-am jucat și eu cu el. Această rătușcă care o vedeți acolo cu bilă, am avut-o și eu când am fost copil. Iar eu acum am 41 de ani și mă duce la o nostalgie la care mi-aduc aminte de jucăriile cu care mă jucam. Aici putem observa mai multe jucărele. Vedeți? Iar acolo, după cum puteți observa, acel ursuleț albastru, tot eu l-am avut și pe ăla, când eram la vârsta de 6 ani la grădiniță. După cum vă ziceam, în anii mei, când am trăit în anii 80, existau și asemenea instrumente muzicale la care învățam să cânt. Acum vi le arăt aici, acea vioriță de jucărie, acel țambal și acea flaut. Da, după cum puteți vedea, muzicuța, toba și pianul. Iar aici este și acele căciulițe comuniste care se purtau. Da, deci după cum puteți vedea, acestea sunt memorabile a anilor 80-70, în anii comunismului. Aia i-am trăit și eu. Tot în anul 1970, în anii 1980 și 1990, Ceaușescu își prezenta viitoarele sale rachete comuniste. Da, se poate vedea aici și noi așa eram interesați să ne jucăm cu aceste jucării foarte apreciate de noi în anii noștri ai comuniștilor. Da, și noi așa ne jucam, că noi alte jucării noi n-aveam în anii aceia, înțelegeți? Aici este o expoziție a anilor 70, 80, 90. Da, la revedere!